suntem cum înțeles și educate și eu nu cred că vom avea probleme. Poți ca asta? Crește mai mult de atât? Nu. Nu poate să mai crească că Nu prea. puțin, pentru că are 5 luni. Îmi plac genele ei și sprâncenele ei, dacă E vă foarte, uitați. foarte expresivă. Uitați-vă puțin. Da. Noi nu ne ridicăm. Nu, tata, Dar le are pe gene. Uite, acum vedem. Oh, da? Nu las cu oh. Da? Deci, misica, da. Da, deci cam așa. Eu, ce să vă spun, este una dintre rasele pe care eu le-aș alege. Trebuie să ai grijă de peișorul lui, trebuie să știi că vei avea acasă pe cineva care te așteaptă să-l scoți afară. Nu este un câine de neglijat, are și el problemele lui de sănătate, dacă, eu știu, dacă, dar nu în mod special. În general e un câine rezistent. Un câine rezistent și pe articulații, pentru că noi facem foarte mult efort la antrenament. Un câine care nu prea obosește. Eu nu prea am văzut așa un cocker foarte obosit, deși cred că după primele ședințe de dresaj, când a ajuns acasă, cred că a dormit, dar pentru că la noi durează, mai ales grupul, două ore și jumătate muncim la el. Oho. Și atunci două ore și jumătate să se concentreze este complicat. În individual, într-adevăr, muncim mai puțin, până în jumătate de oră, dar când ajungem la grup, acolo e greu. Presiunea e mare, câinii sunt destul de mulți, detalii diferite și atunci stări, energii diferite, asta s-ar putea să ne obosească. Bine, nu știu ce obosește acum, dar am spus că aici la voi în platou se întâmplă ceva. Cred că e de ochiată, că toată lumea s-a uitat la ea, am vrut toți să atingem, să ne jucăm. Toată lumea aici, da, dar nu te lăsăm în pace, gata.